Pentru a primi un credit, trebuie să prezinți o serie de documente. Odată cu cererea de creditare, fie că este pentru un credit de nevoi personale, pentru un card sau pentru un credit ipotecar, trebuie să prezinți o serie de documente doveditoare și să-ți dai acordul pentru consultarea bazelor de date publice. În cazul creditelor online, acordurile vor fi generate și semnate online, astfel încât să nu fie nevoie de niciun drum la bancă. Iată câteva dintre documentele necesare pentru a obține un credit atunci când ajungeți la bancă. Cererea de credit, actele de identitate ale clientului și codebitorilor, dacă este cazul. Documente din care să rezulte destinația creditului solicitat, dacă este cazul. Documente din care rezultă avansul sau aportul propriu pentru credite ipotecare. Acordul de consultare și prelucrare informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice sau ANAF în cazul clienților care realizează venituri salariale. Pentru clienții pentru care informațiile din bazele de date ale ANAF nu sunt concludente, este nevoie de adeverință de salariu. Documente care atestă capacitatea clientului sau a familiei clientului de a dispune de venituri certe cu caracter de permanență considerate eligibile de către bancă. În cazul creditelor ipotecare sau de nevoi personale cu ipotecă, actele de proprietate asupra bunurilor propuse a fi aduse în garanția creditului. Și, bineînțeles, băncile pot cere și alte documente după caz.